Dragii noștri, bine v-am regăsit. Astăzi alături de noi este Andreea Tincea, senior editor Herald, colega mea, și vom vorbi despre o carte frumoasă, un subiect, spun eu, extrem de interesant și de provocator și mai ales actual în contextul pe care noi îl trecem, îl parcurgem. Vorbim despre pierdere, despre doliu, despre moarte, atât din punct de vedere, să spunem, psihologic sau psihoemoțional, dar și din punct de vedere spiritual. Este vorba despre cartea Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, de Verena Acast, o carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald. Andreea, aș începe discuția noastră exact cum ne-am și propus de altfel, să dăm cumva o viziune sau o perspectivă simbolică, ce înseamnă pierderea, ce înseamnă despărțirea, ce înseamnă moartea sau despărțirea de o persoană dragă, iată, printr-un deces, în context spiritual, dar și în context psihoemoțional, așa cum spuneam, cu atât mai mult în acest context, pentru că este într-adevăr o carte foarte importantă, o carte și o autoare foarte dragi ție, despre care noi în alte contexte și cu alte ocazii am mai povestit. Bună ziua, Sorin, bună ziua tuturor. Pentru mine e o bucurie să discutăm despre această carte și această autoare cu orice ocazie posibilă, pentru că, așa cum povesteam și în alte ocazii, este vorba de un subiect pe care avem nevoie să-l abordăm ca să putem să-l facem parte din experiența noastră conștientă de viață. În acest sens, mulțumesc și colegilor mei, în special Gabrielei Denis și ea de formare jungiană, care a selectat această carte să apară în colecția Jungiana. Și aici este un reper pentru toți cei care nu cunosc această colecție. Este o colecție dedicată studiilor, cărților, autorilor care, conectați direct sau poate doar tangențial cu ceea ce înseamnă școala jungiană de idei, reușesc să aduc în fața oamenilor cumva niște, prin cărțile pe care le-au scris și pe care noi le-am publicat, racorduri mult mai ample pe care le putem face fiecare dintre noi între etapele de viață prin care trecem, instrumentele pe care le folosim în mod simbolic pentru a face față momentelor de răscruce din viața noastră și poate pentru integrarea acestor etape de viață mult mai holistică, mult mai întregită, mult mai rotundă în ceea ce înseamnă povestea noastră de viață. În acest sens, eu vă invit să descoperiți întreaga colecție și în mod special pentru cine caută în această perioadă să facă față ideii de pierdere în general și pandemia este o oportunitate în acest sens, pentru că una dintre formele în care ne-a atins destul de profund este limitarea și pierderea. Una dintre formele în care pandemia ne-a atins, cum spuneam. De ce? Pentru că limitarea, din punct de vedere psihologic, este o formă de a nu avea acces, este o formă de pierdere, este o formă de uși închise, este o formă de inaccesibilitate la diverse, resurse sau ritualuri de viață, relații care ne întregesc și ne dau un sens mai larg al vieții într-un anumit moment din saga aceasta personală. Ei bine, această pierdere, care este un concept generic, include în umbrela sa și tot ceea ce înseamnă limitare, și tot ceea ce înseamnă parte de doliu, și tot ceea ce înseamnă separare. Și o să găsiți acest cuvânt și în subtitlul cărții. Pentru cei care poate n-au avut parte de o contemplare așezată asupra acestui subiect, cred că este mult mai greu să integreze în propria experiență de viață cu înțelegere și cu acceptare ceea ce reprezintă de fapt separarea ca și formă de punctare a faptului că în diverse momente în etapele noastre de viață trăim ruperea de anumite legături care dau sens vieții noastre, de anumite contexte, de anumite persoane, de anumite organizări de viață care ne dau sens. În acest sens, carta semnată de Verena Acast este, cred eu, un instrument de lucru cu sine, nu doar atunci când trăim doliul, ci și dacă vrem să înțelegem
ce se întâmplă ca mecanism simbolic și psihoterapeutic în interiorul nostru, din punct de vedere mental și emoțional, atunci când trecem de la o etapă de viață la alta, când ne separăm de o persoană dragă, când suntem, eu știu, puși în situația de a pierde o persoană dragă nouă și de aceea doliul iese în evidență într-un astfel de context și iată că suntem chiar și în această perioadă în pragul unei alte treceri de viață care la nivel simbolic pentru noi, din punct de vedere spiritual, se traduce prin aceste sărbători pascale care au în centrul lor de fapt acest joc al dualității viață și moarte. De câte ori ne luăm timp în viața modernă să contemplăm de fapt ce înseamnă aceste două capete de experiență, acest paradox între viață și moarte. Ori invitația acestei cărți semnată de Verena Cast este tocmai să intrăm conștient în acest exercițiu, poate acum mai mult ca altă dată, tocmai pentru că este și contextul sărbătorilor de Paște oportun și simbolul morții și al reînvierii este cumva foarte des reiterat în ochii noștri și în urechile noastre cu tot felul de ocazii și de comportamente socioculturale. Câteva cuvinte despre Verena Cast. Ea este născută în 1943 în Elveția, este de formare psiholog și profesor de psihologie, a fost și profesor de psihologie la Universitatea din Zürich. Este cunoscută pentru munca sa ca și lector și îndrumător de formare la Institutul Jung, este doctorată în psihologie analitică, psihoterapeut în practică de cabinet, are o vârstă venerabilă în acest moment, dar în egală măsură cei care încă au acces la lucru specializat cu Verena Cast pot să mărturisească cât de proaspătă este și cât de proaspătă este viziunea Verenei Cast asupra asupra vieții și a miturilor care compun viața noastră, tocmai pentru că de fapt ea atinge niște dimensiuni abisale ale experienței. În domeniul pe care ea s-a axat ca și studii, cercetări și lucrări scrise, a abordat întotdeauna subiecte precum emoțiile, relațiile, simbolismul. În mod special a subliniat prin mai multe lucrări semnate de ea durerea și doliul în procesul terapeutic. Cartea de față este, de fapt, teza sa de abilitare cu prezentare la Universitatea din Zürich, adică în momentul în care a intrat în acest parcurs psihoterapeutic, ea a prezentat această lucrare publicului larg și specialiștilor. În carte veți descoperi că este organizată informația pe care Verena o împărtășește, axându-se în principal pe ceea ce înseamnă trăirea doliului ca și proces. Iar aceasta cred că este o informație pe care nu mulți dintre noi poate că au reușit prin simpla experiență de viață, prin ritualurile comunitare, tipic românești, să înțeleagă. Doliul este un proces, el include faze și așa cum poate că ne amintim doar anumite etape, poate chiar și în contextul pascal, da? prin povestea care precede, trece prin și după aceea continuă trecerea prin care Iisus reușește să treacă și să se înalțe, e bine, același lucru simbolic și noi îl trăim cu fiecare experiență de pierdere. Verena notează în această carte câteva faze pe care vreau să le amintesc ca un fel de introducere pentru cei care încă nu au ajuns să deschidă cartea sa, Doliu și separarea, fazele și oportunitățile procesului terapeutic. Fazele doliului ca proces sunt negarea. Și dacă bine ne amintim chiar și din povestea lui Iisus, ok, o să îmi permit totuși să fac o comparație destul de superficială și de la depărtare, însă aș vrea să subliniez relevanța acestor informații și modul în care mitul cristic de fapt se înscrie și în poveștile noastre de viață de zi cu zi. Așadar, negarea este o formă de luptă cu sine, de neacceptare a pierderii trăite sau poate a unui destin care ți este pus în față, cum Iisus este anunțat că trebuie să treacă prin aceste patimi, prin faptul că va fi trădat, prin faptul că va ajunge să-și trăiască moartea și să știi dinainte cum și în ce fel vei fi pus să înfrunți moartea pentru o reînviere la un nivel superior,
necesită destul de multă forță de acceptare și de lucru cu sine. Așadar, și în viața noastră, de cele mai multe ori, dacă trecem printr-o perioadă în care știm că o persoană dragă va pleca de lângă noi sau că noi vom pleca de lângă o persoană dragă sau că vom pleca dintr-un anumit context care ne oferă sens și ordine în acest moment prezent, de cele mai multe ori, când ne dăm seama că urmează etapa de pierdere, de doliu, de moarte, de trecere dincolo, într-un fel sau altul, trăim în primul rând un sentiment de negare care poate să vină în spate cu o senzație și o trăire de furie, de, poate de respingere a ceea ce viața ne propune în acel moment. Și dacă este vorba de o trecere neașteptată înspre nouă etapă de viață sau, eu știu, de existență, de cele mai multe ori vine cu o foarte mare, o foarte profundă frustrare, senzație de frustrare și încă o dată de negare, de neacceptare a ceea ce ni se propune, dar este absolut natural. Psihologii o recunosc și poate că primul instrument în fața unei transformări de tip moarte, și pun moarte între ghilimele în acest moment ca să putem să o traducem fiecare pentru noi înșine, în orice formă avem nevoie, prima noastră reacție este negarea și este o etapă absolut normală, naturală și singurul lucru pe care putem să-l facem dacă nu avem un sprijin terapeutic în jurul nostru, dacă nu avem sprijinul unei comunități, este cel puțin să ne repetăm informația că e normal ceea ce ni se întâmplă, că este un moment, că este o etapă și că este doar începutul travaliului de doliu. După aceea urmează, cum spuneam, după negare, emoțiile profunde, fie că sunt furie, fie că sunt frustrare, fie că este ură, fie că este dezamăgire. Toate aceste lucruri, bineînțeles, conectate cu stilurile noastre de atașament, vin sub forme absolut personale în funcție de modul personal în care fiecare dintre noi își encodează ca sens experiența de viață, însă tumultul emoțional, încă o dată, el vine ca să fie văzut, vine ca să fie auzit. Acceptarea acestor emoții și a ști undeva în spatele minții că este doar o etapă. A sta cu emoția și a nu te confunda cu ea în sensul de a o lăsa să devină o formă de fond a vieții tale psihoemoționale, ci pur și simplu a înțelege că ce iese la suprafață emoțional acum, conectat cu o pierdere pe care o trăiești sau cu o transformare de viață prin care treci, este firesc, este normal și va trece. Pentru că emoția așa este construită, este o curbă, ea apare, crește în intensitate și în mod absolut natural, terapeuții vă dau un scris, o emoție are ca sens să fie ca un val, să vină, să crească în intensitate și să treacă mai departe. Verena punctează în cartea sa după aceea, în capitol separat, ceea ce înseamnă o altă etapă a doliului și anume căutarea și separarea. Este vorba de un exercițiu pe care îl facem conștient sau nu, dar în momentul în care ești lansat în acest haos al noului, al faptului că ce ai cunoscut înainte, ca relație, ca ordine de viață, ca etapă prin care ai trecut, nu mai există, te-ai confruntat cu negarea, te-ai confruntat cu valul emoțional care a venit în urma acestei treceri, acestei schimbări, acestei transformări și urmează să cauți în mod natural, dacă îți permiți asta și dacă vezi conștient ce ți se întâmplă, vei căuta un nou sens, vei căuta o nouă formă de ordine, o nouă formă de integrare, îți vei căuta propriile resurse de a face față momentului, după ce trece șocul că nu mai ai baza relațională sau de organizare de sens a vieții tale, tot ce poți face instinctiv este să cauți noua ordine. Cum te reașezi tu în noua situație și cu ce resurse poți face față noii provocări din viața ta. Cea de-a patra fază pe care Verena o discută pe larg într-un capitol separat în această carte se referă la faze noi în relație cu sine și cu lumea, iar aici este un alt lucru care cred eu că merită punctat și înțeles. Noi existăm ca experiență de sine, cu sens, atât în relație cu noi înșine, cât și în relație cu celălalt sau cu lumea sau cu exteriorul. O pierdere și un travaliu de doliu presupune la finalul lui că
noi deja regăsim un nou sens al lucrurilor, o nouă formă de a ne raporta la ce a fost și la ce este, la o persoană care a plecat. Există procese specializate interne pe care psihanaliștii și terapeuții le-au recunoscut în modul în care o persoană trece prin pierdere. Există, cum spun, aceste forme care apar în viața noastră psihică și țin fie de faptul că am făcut pace cu pierderea unei persoane dragi, împachetăm informațiile care țin de această persoană, le sistematizăm în universul nostru interior și încercăm să păstrăm ceea ce a lăsat bun trecerea acestei persoane prin viața noastră sau trecerea etapei și așa mai departe, cum menționam și mai devreme, și să îi facem loc în noua ordine despre, și în noua imagine despre univers pe care ne-o creiem după ce ne dăm un timp. Și haideți să fim sinceri, dacă un copil are nevoie de 9 luni de zile ca să apară în această lume, iar după aceea de cel puțin încă 3 sau 4, 5 ani de total atașament cu sursa de viață, ca el să poată să devină sau să ajungă măcar în etapa de explorare, căci de autonomie vorbim abia în adolescență sau poate în prima tinerețe, și un doliu este o formă de naștere. Este o formă, de fapt, de renaștere într-o nouă ordine cu sine și în raport cu lumea exterioară. Cred că sunt trei puncte importante în cartea Verenei Cast pentru noi toți, care merită subliniate de la bun început. Prima idee prețioasă este că doliul este un travaliu, este un proces, un doliu de pierdere. Chiar dacă poate te-ai despărțit de o persoană iubită sau te-ai mutat într-un alt oraș, ai pierdut un job la care ai ținut foarte mult, ai trecut de la școala primară la școala gimnazială sau poate ai intrat la facultate și tot universul tău este complet nou, tu trebuie să-ți găsești o nouă poziție acolo. Ai trecut printr-o boală? Sau ai trecut printr-o boală? Iată, în contextul actual, o boală o simți și o percepi altfel probabil decât o simțeai înainte. Și este un fel de pierdere și poate și din punct de vedere nu doar fiziologic, ci și poate din punct de vedere, în funcție de gravitatea bolii, bineînțeles, ci și o pierdere a unui statut, să spunem. Statut poate socioprofesional. Uite, nu mai sunt cel care eram în urmă cu câțiva ani sau, nu știu, înaintea bolii. Cu siguranță și cred că este o carte care poate să ajute foarte mult și persoanele care au trecut prin boli cronice sau prin care trec prin boli cronice sau care au trecut prin încercări de sănătate extraordinare, să înțeleagă că o pierdere înseamnă de fapt și de drept renașterea într-o nouă ordine în care în primul rând și după aceea să te împaci cu noile resurse de care dispui sau cu ce a rămas din vechile resurse și să îți regăsești noi resurse în noua ordine a lucrurilor. Cum spuneam, prima idee importantă din cartea Verenei cred că este că doliul este un proces. Cere timp, cere răbdare cu noi înșine, cere să trecem cât se poate de conștienți prin fiecare dintre aceste etape și să încercăm să nu rămânem ancorați, poate doar în etapa de jelire. Și aceasta este a doua idee importantă pe care o subliniază Verena în carte și printr-un capitol separat. Jelirea, dacă suntem obișnuiți mai degrabă, din punct de vedere religios, da, să asociem jelirea cu o formă de o noapte, două sau trei la căpătâiul muribundului sau al mortului sau al omului pe care îl însoțim, da, la groapă, cum se spune în limba română, ei bine, de fapt, jelirea este într-adevăr la nivel simbolic o etapă în care ne dăm voie să trăim pierderea, ne dăm voie să fim în haos emoțional, ne dăm voie să recunoaștem că a fost important pentru noi acel om, că a fost importantă pentru noi și sensul nostru de viață, persoana respectivă, relația în care eram și contextul în care am fost și cu cât ne permitem să înțelegem că jelirea este un proces de trăire a emoției și în același timp de eliberare a emoției, nu rămânem ancorați în această jelire. Și sunt o groază de exemple foarte la îndemâna noastră, femei care, poate după pierderea unui soț la mijlocul vieții, rămân în această jelire și doliu pentru restul vieții și nu se mai recăsătoresc, nu-și dau voie să-și reconstruiască viața, nu mai găsesc un nou sens pentru care ele să intre poate într-o nouă relație de parteneriat, sau persoane care și-au pierdut poate copiii și nu reușesc să găsească un nou sens al vieții când a fost atât de nedrept, iată negarea.
să pierzi pe cineva atât de fragil și drag și viața în mod nedrept ți-l ia de lângă tine. Fie să nu îți dai voie pur și simplu să depășești această etapă pentru că a fost atât de importantă acea persoană pentru tine și te definea în mod simbiotic relația cu acea persoană atât de mult încât tu refuzi să ieși din jelire și să-ți oferi șansa la o nouă viață, la o nouă redefinire de sine fără acea persoană. Și aici iarăși este implicat poate un atașament inconștient față de loialitate. Nu vom mai fi niciodată partener pentru altcineva pentru că eu rămân... Mă scuzați, aleg să rămân partenerul acelei persoane. Ok? Pot face aici o paralelă și cu modul în care ne loializăm față de diverse relații din viața noastră și nu ne dăm voie să trăim noutatea, să trăim erosul, să trăim în creștere de sine, de fapt, pentru că aceasta este misiunea fiecăruia dintre noi, spun și psihoterapeuții și practicile spirituale, să-ți faci propriul drum, să-ți dai voie să experimentezi pe tine însuți pe cât de mult și intens îți dai voie până la urmă. Iar relațiile interpersonale sunt o cale de a crește. În egală măsură, nu sunt doar singura cale prin care creștem, întotdeauna să nu uităm că avem și o relație cu noi înșine la care putem face apel. Aș vrea să punctez alte câteva idei pe care le veți găsi în această carte a Verenei Cast și, cum spuneam, poate că și acest context al Paștilor sunt... Este un moment bun în care să ne dăm voie să ne doară, poate, să abordăm un astfel de subiect în viața noastră, dar cumva citind despre subiectul doliului, să ne dăm voie să învățăm să renunțăm, să trăim pierderea ca formă normală, naturală a experiențelor de viață și să ne ancorăm în această speranță și perspectivă că după pierdere întotdeauna urmează achiziție dacă ne dăm voie să trăim etapa pierderii și nu rămânem ancorați acolo și în golul care a rămas în urma unei pierderi. Cum spuneam, este și o vorbă, hai să spunem din popor, dacă ne-am dus și în zona aceasta de spiritualitate. Nu în sensul că îți ia, pentru că ar trebui să vedem orice pierdere ca pe o lecție de viață și, cum ai spus și tu, ca pe o oportunitate pentru sau spre transformare. Dar este și o vorbă, Dumnezeu cu o mână îți ia și cu alta îți dă. În mod vădit, orice iunghian o să îți povestească întotdeauna despre acest duet al simbolurilor care sunt în paradox. Nu există pierdere fără a primi în schimbul ei o contrabalansare a energiei care a plecat. Și poate că o altă vorbă care subliniază aceeași idee este că nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă. Nu suntem niciodată mai puțin decât am fost. Întrebarea este, sunt capabil să văd noul sens al resurselor din viața mea atunci când o parte dintre ele dispar. Cu siguranță altceva în plus apare acolo, dar trebuie să-mi dau această disponibilitate de a vedea ce a apărut în locul, eu știu, lucrurilor care au dispărut din viața mea. Verena Cast vorbește în această carte despre realizarea de sine în fața schimbării, adică transformarea ca formă de împlinire de sine și cum să ne dăm voie să trecem prin transformările din viața noastră. Vorbește despre golul existențial care poate să apară în urma unei pierderi. Vorbește despre pierderea sensului vieții atunci când trecem prin doliu și prin pierderea, în mod special, a unei persoane dragi, dar nu numai. Vorbește despre zdruncinarea lumii, așa cum o știam, și despre noua ordine care se poate crea în viața noastră. Vorbește despre faptul că uneori ceea ce ne era familiar și am pierdut poate acum să fie privit ca un chin, dar este doar o perioadă, doar un moment, doar un fel de a trăi durerea pierderii. Vorbește despre faptul că doliul înseamnă pierderea unei legături anume cu lumea și în egală măsură nașterea unei nevoi de a crea o nouă legătură cu lumea. Vorbește despre pierdere care de multe ori poate să nască în noi această senzație de ură, că nu mai iubim ceea ce suntem și ceea ce înseamnă lumea noastră, dar că ne putem oferi prin jelire această emoție prin care ne luăm rămas bun, o emoție de despărțire ca să lăsăm noul
să vină în viața noastră. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și un scurt paragraf din această carte, doar pentru a vă oferi puțin din coloratura pe care o veți găsi în spațiul cărții. Verena spune astfel în carte: e un dat al vieții umane faptul că în mod esențial experiența sinelui rezultă din relațiile cu alte persoane, că noi experimentăm ca sine ceea ce acestea au trezit în noi și continuă să trezească, și că relația noastră cu părțile profunde din noi, cu sinele nostru cel mai profund, este modelată de relațiile pe care le avem cu acești alți oameni, în special de relațiile de dragoste. În acest fel, cei dragi devin jumătate din sufletul nostru, fac în esență parte din noi, determină atitudinea noastră față de viață și viziunea noastră asupra ei, fără a avea impresia că suntem manipulați de cei dragi pentru că i-am acceptat atât de aproape de noi, ca parte din noi. Dacă suntem loviți de pierderea cuiva atât de legat de noi, atunci, într-adevăr, în fapt, moare și o parte din noi. Gabriel Marcel spune: problema fundamentală este cea pe care o implică așadar conflictul dintre iubire și moarte. Și astfel, moartea celui pe care îl iubim este la fel de mult o problemă de moarte și o experiență de moarte cu care trebuie să ne confruntăm, pe care trebuie să o suportăm, precum este viața spre propria noastră moarte. Este o situație la limită a vieții, care ne schimbă, care ne oferă o imagine a ceea ce este cu adevărat important și este o situație care ne poate strivi și pe noi. Dacă vom reuși să aducem perspective noi în lumea noastră și în experiența noastră de sine, să vedem conștiința morții ca un aspect al încrederii în sine, sau vom fi dărmați, jelind patologic și fără a mai ieși vreodată din doliu, depinde foarte mult de înțelegerea corectă a jelirii. Doliul nu mai trebuie privit ca o slăbiciune, ci este un proces psihologic de importanță majoră pentru sănătatea unei persoane. La urma urmei, cine va fi cruțat de pierderi? Și chiar dacă nu avem mereu de-a face cu moartea persoanei iubite, sunt suficiente despărțiri în viață, iar ele pot provoca reacții de pierdere similare. E o speranță în această carte că putem învăța să trecem prin transformările vieții, că putem învăța să trăim procesul doliului într-un mod care să devină șansa la o nouă viață și la renaștere. Dragii noștri, a fost alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald. Am vorbit despre cartea Verenei Cast, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, o carte publicată în colecția Jungiana a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult, Andrei, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!